Bună ziua, bine ați venit în bucătăria la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețată din pepene verde sau din harbuz. Un deliciu! Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Astăzi am să vă arăt o rețetă simplă cu două ingrediente și opțional al treilea. Sper să vă placă înghețată de arbuz sau de pepene verde și vom avea nevoie de o felie de pepene verde de circa 200 de grame, doar pulpa, 15 grame de ciocolată, o banană, 120 de grame, deci fără coajă, și un mixer. După ce am curățat arbuzul de sâmburi și de coajă și banana de coajă, vom pune în acest blender sau mixer ce aveți în casă. Vom tăia bucățele, cubulețe, arbuzul și banana și le vom pune aici, în interior. Este o rețetă foarte simplă și foarte, foarte bună. Sper să vă placă. Așa. Și punem tot. Acum vom pune și banana tăiată cubulețe. Așa. Închidem. Punem capacul. Și vom mixa totul până să obținem ca un fel de spumică. Așa, și mixăm totul. Este gata. Vom scoate capacul. Ia uitați, așa arată. Și acum nu ne rămâne decât să punem în forme. Și am aceste superbe forme de silicon. Ia uitați, cu căpăcel. Sunt super. Așa, vom scoate căpăcelul și vom pune din compoziția noastră blenduită de arbuz sau pepene verde, cum vreți să-i spuneți, cu banane. Așa. Și acum voi lua câteva bucățele de ciocolată și le voi pune așa pe fund. Așa. Apoi vom lua blenderul nostru și vom vărsa aici, în această cavitate. Așa. Și punem și în cealaltă. De aici ne ies din această compoziție 4 cupe de înghețată. Acum o să punem câteva bucățele de ciocolată ca să simulăm semințele. Așa. Ciocolata o punem după gust, este opțional. Așa. O mai dăm așa în jos. Așa. Vedeți, este ca o spumă, să știți că este foarte bună. Acum vom pune căpăcelele. Vom pune căpăcelele și dăm la congelator pentru circa 5 ore, 10 ore, sau facem astăzi și le mâncăm a doua zi. Și să vedem rezultatul. Înghețata este gata. Ia uitați. Am pus-o în aceste forme din silicon. Așa. Și acum, încet, încet o să scoatem.
O să scoatem așa. Ia uitați cum se scoate, vedeți? Așa. Și avem înghețata noastră de pepene verde sau de harbuz, cum vreți să-i spuneți. Și o așezăm așa aici. Ia uitați, una. Așezăm și pe a doua. Vedeți? Și scoatem, tragem. Fiind din silicon, se scoate foarte ușor. Ia uitați. Așa, înghețata noastră de pepene verde. Verde, înghețata de pepene verde. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. La revedere și numai bine. Vă pup, vă pup dulce pe toți. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet.